Copiii începeau cântecul în orice anotimp. Poate ei nu știau că m-au ajutat cu predica, pentru că predica va fi despre anotimpurile vieții de familie. Primăvara, vara, toamna și iarna. Haideți să ne ridicăm onorând în felul acesta cuvântul Scripturii, pe care îl deschidem la Psalmul 127. 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Amin. Ședeți. Psihologii și sociologii, unii mai deștepți decât alții, și-au dat mâna de câțiva ani și ne-au livrat în acele cărți care contează niște studii, statistici, analize de toată frumusețea. Aceste studii, dragii mei, sunt printre altele despre viața de familie și despre cum arată familia modernă, contemporană. Iar studiile lor, din care eu am să citez în seara aceasta, dintr-un dintre ele am să vi-l prezint de fapt, toată prelegerea va fi acest studiu, mai adăugăm câteva versete, mai puține în seara aceasta, să mă iertați, știți că am avut mai multe dățile trecute și promit să mai recuperez. Unul dintre aceste studii, cum vă spuneam, vrednice de luat în seamă, pentru că sunt făcute pe indici, sunt făcute pe realitate, e o analiză a realității, se referă tocmai la viața de familie, tocmai la ce înseamnă familia, în sensul de când se căsătorește omul și până ajunge la senectute, se pleacă de la premiza unei vieți lungi, cu o speranță de viață mare, ca cea în care trăim acum, nu în vremea aceasta, și ajunge undeva la senectute ca să piardă prin moarte pe partener, unul dintre ei se duce și rămâne vreme de câțiva ani, de obicei, într-o condiție de singurătate, de văduvie. Deci cumva din ziua anunții, în acea zi a bucuriei, a entuziasmului, a planurilor, a frumuseții, a tinereții și până undeva în senectute, când omul ajunge în condiția de văduv sau de văduvă. Ei bine, dragii mei, de la început și până la sfârșit, spun specialiștii că viața de familie trece prin 8 etape, 8 faze. Mai trebuie să rețineți două detalii și apoi nu vă mai plictisesc, chiar începem. Primul, asta e foarte important să-l aveți mereu în minte, eu s-ar putea să-l uit. Ei au făcut analiza pe o perioadă de 60 de ani de viață conjugală. Deci nu 60 de ani de viață, 60 de ani de viață conjugală. Au pus că n-au pus de la ei. Au pus să fie. Asta înseamnă că facem nunta de aur la 50 de ani și încă 10 ani bonus peste nunta de aur. Deci ei au luat acest interval de 60 de ani ca toată lumea să fie optimist, ca toată lumea să se bucure, să spună, da, iată o analiză interesantă, o analiză care acoperă o marjă care cât de cât ne mulțumește. Și al doilea detaliu, imaginați-vă, vă rog, aceste 8 etape ca un cerc, de fapt ei și reprezintă cu diagrame în cartea la care mă gândesc eu acum,
dar eu n-am venit cu cercul după mine acum să vă... Dar vă rog să vă imaginați, am toată încrederea. Să vă imaginați, vă rog, că prima jumătate a cercului, suntem în sensul acelor de ceasornic în cerc, prima jumătate este acoperită de primele 6 etape. Adică prima jumătate a cercului e foarte dinamică, e foarte alertă. 6 încap în prima jumătate. Și în a doua jumătate au mai rămas câte? 2. Se pare că în prima jumătate a vieții conjugale, o să vedem ce înseamnă asta și pe ani, periodizarea se face pe ani, în prima jumătate se pare că este o dinamică aparte, se pare că atunci avansăm, sau cum să spun, atunci, în perioada aceea, nici nu știm cum trece timpul, avem foarte multe de făcut, ne construim familia, o îngrijim, o punem pe picioare, copiii, etc., pentru că în partea a doua ritmul să scadă, intensitatea scade, responsabilitățile se diminuează și parcă în partea a doua, în ultimele două etape, parcă cumva ne tragem sufletul și ne pregătim de sfârșit. Care, cum știm noi creștinii, sper să și credem asta, sfârșitul e un nou început. Adică finalizăm aici, sper frumos, nobil, ca să reîncepem dincolo, unde nu vom mai sfârși niciodată. Așadar, dragii mei, voi prezenta aceste 8 etape ca să le fac cât de cât atrăgătoare prin prisma celor 4 anotimpuri. Pentru fiecare anotimp, 2 etape. Să începem. Primăvara. Primăvara, de obicei, specialiștii o numesc din punctul ăsta de vedere, întemeierea. Adică acel moment, acea perioadă, durează vreo câțiva ani întemeierea, în care cei doi își consolidează, își construiesc viața de familie. În care cei doi, mai la început doar ei, adică soții, cumva se pun pe picioare, se stabilizează, își creează propria identitate. Cum bine știți, primăvara înseamnă înnoire, înseamnă început, un început de an, un început din perspectiva anotimpurilor, pentru că totul reînvie, pentru că natura se întoarce cumva spre noi, cu verdele ei și... Primăvara ne transmite ca simbol întotdeauna optimismul, entuziasmul. Știți că toți suntem fericiți, măcar primăvara. Iar cei care s-au născut primăvara, pot să zic ne-am născut, așteptăm cu înfrigurare după iarnă să vină primăvara și să ne deschidem și noi petalele, să ne bucurăm și noi de soare, să ne bucurăm de vitalitate, de tot ce aduce primăvara. Primăvara este pusă în foarte multe poezii, în foarte multe romane. Primăvara apare, cum bine știți, și în muzică, în muzica simfonică. Nu numai primăvara. De exemplu, cineva numea convertirea primăvara vieții. Atunci primăvara are o valoare simbolică extraordinară, utilizată în multe feluri, în artă, în literatură, în teologie și așa mai departe. Pe noi însă ne interesează din perspectiva întemeierii. Așadar, haideți să rostim cele două etape care au loc primăvara. Prima etapă, cuplul fără copii. Puteți pune în paranteză, dacă notați, sigur nu notează nimeni, dar eu așa îmi imaginez. Puteți pune în paranteză 2 ani. Studiul s-a făcut pe cupluri din lumea civilizată, iar noi am fost incluși în lumea civilizată. Adică care avem totuși o bunăstare, o siguranță, o mică brumă de avere, adică noi totuși suntem pe aici. Și când s-au făcut analize pe indici, s-a constatat că la ora actuală, cuplurile când se căsătoresc, după ce se căsătoresc, își rezervă în medie, totul este în medie, evident, dacă când adunați anii aceștia, dacă vi-i notați, o să vă dea 60 la urmă, 60 de ani, se pare că primii 2 ani, da, plus minus, deci se ia media, primii 2 ani este cuplu fără copii. Adică fără copii, ce să mai zicem? Probabil unii dintre noi de aici sunt căsătoriți, sunt în primii 2 ani, sunt fără copii. Știți cum e în perioada aceea? E perioada unei boemii, a unei adolescențe, a iubirii. E ceva extraordinar. Ei, de fapt, se ocupă numai cu iubirea, adică să se iubească unul pe altul. Sau cum e replica dintr-un film celebru?
Când un tată se uită după fiica sa care tocmai s-a măritat cu un băiat sărac, dar cu minte, și tata se uită după ea, după ei, atați de fericiți, se iau în brațe unul pe altul, tata se uită și zice, Doamne, ăștia așa-s de fericiți că nu văd cât-s de săraci. E perioada aceea idilică, superbă în felul ei, inocentă în felul ei, toate începuturile sunt inocente și așa că prima etapă are frumusețea ei în sensul că nu ești încărcat cu responsabilități. De obicei se temporizează venirea primului copil, așa spun statisticile, studiile, și cumva în cei 2 ani ei își rezervă timpul acesta pentru ei. Psihologii vin și aduc argumente cu asupra de măsură că pentru acomodarea între soți e nevoie de minim 2 ani, adică zice că timpul acesta avem nevoie de el, nu-l putem arde, nu-l putem macula, pentru că trebuie să ne obișnuim unul cu altul sub același acoperiș, adică cu obiceiuri, tabieturi și așa mai departe. Toți familiștii din sală știu ce spun, da? Măcar 2 ani mi se pare de bun simț. Bine, la unii nu e de ajuns 2 ani, își iau toată viața pentru asta. Dar ar fi bine să rezolvăm cam în 2 ani de zile și după ăștia 2 ani să rămânem împreună. Deci prima etapă, cuplul fără copii, cuplul care visează, cuplul care se bucură unul de celălalt, atât. Cuplul care face planuri, cuplul care trăiește mai mult în ideal decât în realitate, pentru că abia venirea primului copil, cum vom vedea, te aduce în realitate. Dar până atunci, ei doi sunt numai ei, și lumea întreagă, sau numai ei și tot pământul și toată istoria și parcă totul se învârte în jurul lor. Ne imaginăm, de obicei ne căsătorim la tinerețe și când mai adaugi la absența copilului, când mai adaugi tinerețe, vitalitate, da? Atracție trupească, când mai adaugi și niște salarii bune și niște posibile ieșiri dincolo de luna de miere, aproape îmi vine să spun, să-mi iertați exagerarea, ăștia 2 ani sunt o lună de miere. Asta e prima etapă. Așa începe totul. Dar eu zic că începe bine. Începe cum trebuie. Începe inocent. Începe romantic. Începe nu, cu ceva inefabil, superb. Bun, a doua etapă. Cuplul care procreează. Și acolo vă rog să treceți 2,5 ani. 2 ani și jumătate. Ce vrea să spun această perioadă? Studiile arată, din punct de vedere statistic, că în momentul în care tinerii soți se hotără să aibă copii, vor copii, de obicei vor 2 copii, după statistici. Și se pare că au această educație mai nou tinerii căsătoriți, astfel încât după ce primul copil vine, cam la 2 ani aproximativ, ca asta înseamnă, cam la 2 ani aproximativ să vină și al doilea. De exemplu, a venit băiețelul, să vină și fetița. Sau invers, sau cum o fi. Sănătoși să fie. Să-și umple tolba de săgeți cu ei. Așa că tolba de astăzi este cu 2 copii. Da? Tolba, vedeți că depinde de episoade, de perioade istorice. Așa că asta spune statistica. 2. Acum, sigur că avem și situații un pic mai drastice în care și 2 li se pare prea mult, în care e numai unul și de obicei cine face unul se gândește că nu poate face jumătate. Atunci a zis, măi, dacă nu poți jumătate, fac unul. Exact. Nu știam unde am auzit asta. Deci suntem exact pe temă. Perioada aceasta e diferită de cei 2 ani dinainte, pentru că aduce a 3-a persoană, de obicei a 4-a persoană, pentru că din postura de soți, trecem în postura de părinte, dar nu-i corect spus trecem, în sensul că nu abandonăm postura cealaltă, ci de fapt statutul de părinte, dragii mei, cum știm toți care suntem părinți, se adaugă peste cealaltă, adică lucrurile devin mai complexe, ca să nu zic mai complicate. Apare primul copil și primul copil, ne spun specialiștii mai nou și cărți care s-au scris și filmulețe și YouTube-uri câte vrei, în toate limbile pământului, mare atenție când vine primul copil, aproape că toți ne ridicăm în picioare. Când vine primul copil, mare atenție, pentru că mama va trece printr-o criză numită o depresie, să mă iertați că folosim cuvântul,
un fel de depresie post-natală, adică naște și se întristează. Asta sigur nu-i scris în Biblie, de asta spun, o să fie o problemă cu versetele. Când Biblie spune că naște și se bucură și uită toate cele dinainte, toate câte le-a pățit și durerile și durerile de la copil, durerile de la soț, toate le uită. Acum apare această tristețe, melancolie, vecină cu depresia. Și mama trece prin... Hai să nu mai vorbim despre asta. Dar nu numai mama, de la mamă se molipsește și tata. Și când vine copilul și încă unul la vreo 2 ani și când mama abia îl ridică pe ăsta și apare încă unul mititel și cu atâtea nevoi și un bebeluș și mamă și simțământ matern și așa, ca să vedeți că asta mi se pare culmea durerii în această perioadă, este că nu numai mama trece printr-o tristețe, ci tata se molipsește și el pentru că îi se pare tatălui, tatăl e copilul cel mare, dintre ăștia trei. Tata îi se pare că este neglijat, nu intrăm în detalii. Se pare că totuși copiii, măi, dar nici chiar așa, el aproape nu se mai regăsește în tabloul familiei, vrea să intre, îi se dă peste mână, nu poate, nu mai știe cum, pe unde. De aceea, uneori, câte un tată prins în această menghină, în această situație, care e trecătoare, sigur, uneori se adresează nouă păstorilor, când ești păstor nu te mai poți plictisi niciodată. Gata cu plictisul. Trăiești palpitant. Suntem rugați să vorbim cu soțiile lor. Vă dați seama în ce situație te pui, te-ai făcut păstor, în ce situație? Să-i spui soră. În fine, eu de obicei nu vorbesc. Că mi se pare cumva, adică... Eu de obicei când am așa reclamații, cu mult zâmbet, cu cuvinte alese, spun că asta e o încercare și că va trece. Și că va ține până crește un pic pruncășelul, că după ce crește bebelușul, după aceea și mama mai obosește ea și se mai întoarce și spre tine. Ce vreau să spun cu toate acestea, care le pun așa într-o mică ironie și într-un un pic de umor, cum cred că e șade bine acestui subiect, ce vreau să spun este că acești 2 ani și jumătate sunt cu totul diferiți de ce a fost înainte, pentru că cei doi își asumă deja responsabilități, probabil cele mai mari responsabilități, pentru că îți asumi responsabilitatea pentru o viață, încă o viață. Iar copilul sau copiii, doi sau câți vor fi ei, ei sunt dependenți de părinți și părinții se simt responsabili și a fi părinte înseamnă a fi în sfârșit pentru prima dată cum? Responsabil. De acum nu mai poți pleca să încui ușa și să pleci pur și simplu și să nu te mai interesezi și când vii, atunci vii. Și... Acum nu mai merge. Acum viața începe să se modeleze după ritmul creșterii copilului, cum bine știm. Acum nopțile sunt diferite, nu mai sunt atât de romantice. Acum cineva are mereu ceva de spus și de obicei noaptea. Acum din câteva ore se întâmplă ceva, trebuie să se întâmple ceva cu copilul. Acum, mă înțelegeți, acum toți, amândoi după copil. Ce amândoi? Cu bunici cu tot. Cu mătuși, cu neamul întreg, după copil. Nu vă ascund faptul, deși vă spun așa cu umor, că parcă trăim acum într-o epocă, zic eu, riscantă, să fim atenți la acest detaliu, în care un copil venit pe lume aproape devine un idol. Idol. Să nu vă supărați că zic asta, luați-o în aceeași notă. Totuși mi se pare că aproape idolatrizăm deja un copil, oricine ar fi el, oricare ar fi el. Și uneori când vine copilul, un copil într-o familie, mai ales o familie respectabilă sau, în fine, care se ia foarte în serios cu ce are, cu ce știe, cu ce... Înțelegeți ce vreau să zic? Înțelegeți? Tipul ăla de familie. Observ așa de la distanță, dar nu mă pronunț, că nu-i bine să te bagi în familia nimănui. Observ că totul se oprește în loc. La biserică nu se mai vine, la cor nu se mai cântă, la... Și întreb și eu, fac pe naivul, știi? Și zic, sunteți bolnavi? Careva? Nu suntem, dar a venit copilul. Căci un copil ni s-a născut.
Și dacă a venit copilul, e bine? E foarte bine copilul, dar noi stăm pe lângă el. Am înțeles. Asta este a doua etapă. Ambele, cuplul fără copii și cuplul cu copii sau cuplul care îi procrează, 2 ani plus 2,5 ani, asta asigură primăvara vieții. Pentru că, de ce trecem și a doua etapă la primăvară? Pentru că încă este inocență, încă este bucurie, încă mama și tata de asemenea, ei, părinții, sunt atât de preocupați din punct de vedere biologic, nu? Fiziologic, da? Psihologic, de copil, de buna dezvoltare a copilului, de buna creștere a copilului, ca totul să fie în regulă, să ia în greutate, să fie sănătos, să nu fie atinși de boli copiii, da? Să aibă mâncare, să aibă igienă, tot ce trebuie. Atât sunt de preocupați încât putem trece asta la primăvară. Ei nici nu simt că e greu, nici nu, și din cauza vârstei, da? Că zice aici că ferice de cei cu care au copii la tinerețe, știi? Aici e un adevăr, că la tinerețe reziști mai mult, nu te iriți așa, nu te zmintești așa din orice și cumva intră la zona aceasta de primăvară. Bun. Sunteți pregătiți să trecem la anotimpul următor? Mulțumesc pentru entuziasm. Așadar, vara. În vară, acolo puteți trece căldură, un pic de arșiță, lumină puternică de care trebuie să ne ferim. Și dacă primăvara o numim din perspectiva vieții de familie, întemeierea, puteți să treceți la vară extensia. Și o să vedem în ce sens extensia. Vara este cumva un anotimp lung, da? Dinpreună cu zilele ei care sunt lungi, de aceea se spune lung cât o zi de vară. Și cumva avem această imagine, da? A verii care pare din cauza căldurii, psihologic se spune că din cauza că e foarte cald, zice că și psihologic se dilată anotimpul ăsta, da? Pentru că e foarte cald și se dilată șina trenului și dacă șina trenului se dilată, și în minte ni se dilată totul. Este o perioadă de activitate intensă, este o perioadă a extinderii, este o perioadă în care familia cu toate activitățile ei, de acum iată soții nu mai sunt doar soți, ci sunt și părinți, familia în integrală, putem zice, cu toți la oaltă, se revarsă peste albii, adică e un timp al extensiei, al dezvoltării, e ceva extraordinar. Vara cuprinde și ea două etape, următoarele două. Notați, vă rog, familia cu copii preșcolari. Preșcolari care durează în medie 3,5 ani. Se pleacă de la premisa că primii doi copii au venit în ritmul care vi l-am spus și atunci 3,5 ani familia cu copii preșcolari. Asta e perioada aceea când copiii sunt cei mai drăgălași. Aș vrea să vă previn, fără să vă întristez, că niciodată nu o să fie mai drăgălași ca atunci. Bucurați-vă de perioada aceasta, aceea care mai puteți să o faceți. E ceva minunat. E în perioada când copilul, cum bine știți, învață toate cele importante. Învață mersul pe jos, da? Pe picioarele lui. Învață vorbitul. Apoi va vorbi că nu te mai poți apăra de el. Apoi va merge unde nu vei vrea să meargă. Da? Pentru că tu l-ai învățat să meargă, eu l-am învățat să vorbească și toate se vor întoarce în timp împotriva noastră. Dar asta nu trebuia să spun. Asta trebuia să lăsăm pentru la toamnă. Dar cumva, foarte interesant, cam tot ce învățăm atunci vor produce mai târziu o oarecare suferință asupra noastră, că lucrurile nu vor merge chiar așa cum le-am gândit noi când ne-am învățat toate acestea. Ce este important e că în această perioadă zice că atinge copilul, da? Când merge deja spre clasa primară, când merge spre școală, zice că atinge deja într-o dezvoltare normală jumătate din înălțimea lui finală, adică jumătate din înălțimea lui finală. Și el crește și cumva se mai adaugă încă atât și atâta va fi el pentru restul vieții. Deci din punct de vedere fizic este o dezvoltare extraordinară, de aceea unul dintre complimentele care ni se fac când avem prunci în acest interval este: vai cât a crescut copilul. Să nu poți să spui despre mama cât a crescut mama sau tata. Asta nu e, dar copilul, cât a crescut copilul, da? El crește din punct de vedere fizic, el începe să aibă deprinderi. Deja în perioada aceasta preșcolară putem avea asupra copilului un impact educațional
sporit în raport cu ce a fost înainte, pentru că el deja pricepe mai mult. Nu știe vorbi, dar înainte de a vorbi este ca și cu o limbă străină. Înainte să o vorbești, o înțelegi. Așa e cu educația. Înainte să vorbească dragul de el, înțelege ce vorbim noi. Pricepe, face legături, limbajul non-verbal, limbajul verbal. Perioada aceasta a preșcolarilor, cum ziceam, este începutul verii în sezonul acesta frumos, care durează 3 ani și jumătate. Vă previn, dragii mei, dacă asta e o prevenție, că de acum înainte nu o să mai coborâm la 2 ani, ci de acum înainte perioadele vor fi tot mai lungi. Deci să fim pregătiți. Aici avem deprinderile, aici îl învățăm rugăciunea, Tatăl nostru, sau alte rugăciuni, și alte rugăciuni. Aici îl învățăm un verset din Biblie, de exemplu, înainte să știe scrie și citi, nu, ce frumos, să știe recita ceva, poezioare. Aici îi facem cunoștință cu biserica, îl aducem la biserică. Nu e prea mic să-l aducem la biserică. De obicei, bisericile, mai ales la oraș, cum observați, se preocupă să fie săli pentru toți copiii. Da? Mai greu să aducem adulții la biserică, dar pruncii vin. Cu ocazia aceasta vin și părinții. Ceea ce nu poate fi decât o bucurie. Mereu de aceasta se înscriu cumva la școala duminicală, grupa aceea mică, mititică, da, vin și cineva își mănâncă nervii cu ei o duminică dimineața, ceea ce e minunat pentru părinți. În ceea ce privește pe părinți, responsabilitățile se diversifică și își dau seama că pruncul lor, pruncii lor, au și alte nevoi, nu numai nevoile acelea bazale din primii ani. Acum trebuie să fie atenți la educație, acum se practică, aproape că este obligatoriu, cred, ca să-l duci la, dacă nu la creșă, cel puțin la grădiniță. Din câte eu știu, acum noi nu mai avem copii de vârsta aceasta, dar din câte știu, aproape că nu ți-l ia la școală dacă n-a fost întâi la grădiniță. Prin urmare, iată că și statul modern își face datoria și ni cer destul de devreme. Ni cer. Adică să-l ducem în instituție. Asta e bine că socializează, ca să nu fie legat de fusta mamei. Știți cum plâng ei, dragii de ei? Da? Cum plâng ei și uneori plânge și mama. Când îi duceam pe ei noștri, plângea și câte o mămică. Pleca plângând. Nu știa de cine să-ți fie mai milă. Da, uite, așa vremuri trăiești cu ei. Grădinița, vorbitul, mersul, deprinderile, înclinațiile. De aici deja copilul cumva dă semne de cam ce va fi. Lucrurile se mai pot schimba, dar dă semne de ce va fi. Cumințenia aceea lui, prostioarele acelea lui, încă inocente, încă inocente. Bun, a doua perioadă, a doua etapă din vară, deci a patra din total. Notați, vă rog, familia cu copii școlari. Aici școlar se referă la clasele primare și primii 2 ani de gimnaziu, școlari. Puteți să treceți așadar 7 ani în medie. 7 ani. Studiile arată că odată ce un copil face trecerea de la grădiniță la clasa 1 sau acum e clasa 0, deci la clasa 0, când merge la școală efectiv, zice că în mintea lui, a copilului, asta este prima trecere peste ordin, ca în matematică. Deci acum copilul conștientizează că trece la ceva serios, la ceva greu, la ceva care se anunță a fi mai solicitant. De unde își dau seama specialiștii? Din vorbele copiilor, că aproape toți copiii au aceeași lozincă și după ce ajung în clasa 0, clasa 1, mă rog, după ce apucă pe băncile școlii, după toată bucuria de la început, după ce apucă acolo, ei vor înapoi unde? La grădiniță. De ce vor? Pentru că au dat de greu. Pentru că literele nu sunt simple, toată viața te vei lupta cu ele și nu le înveți poate niciodată. Și cifrele nu sunt simple și cumva, iată, toate operațiunile acestea pentru noi o banalitate, pentru ei este o dificultate maximă și primele clase nu e așa foarte importante din multe puncte de vedere. Deci, iată, trebuie să înțelegem că pentru părinți, adică să-i conștientizăm pe părinți, că ajungi în această etapă cu copii școlari, să fim cu un pic alături de ei, că pentru ei acum ei chiar dau un greu, chiar au ajuns într-o situație din aceea în care îți spun, a noștri ne-au spus, dar nu știu cum e aici la Timișoara,
Dar la noi se poartă treaba asta și în familie noi am pățit. A zis, tati, nu mai vreau unde? La școală. Măi, zic, cam de vreme te lași. Zic, eram umblat la multă școală. Poate tu o să umbli la mai multe, dar am umblat la mai multe decât tine. Adică trebuie să faci măcar cât o făcut tati. O zis, hai, o zis băiatul, hai că facem. Dacă ești. Băi, fă cât o făcut tati și în regulă. O paranteză. Să nu fiți naivi, dragi părinți. În momentul în care copilul merge la școală în clasa 1 și va merge mulți ani la școală, că așa e sistemul, nu? Mulți ani. În momentul acela nu mai este al tău, din punct de vedere educațional, decât pe jumătate. Nu mai este decât pe jumătate. Din păcate nu te pot ajuta. Nu am o soluție să-ți dau astfel încât să-l păstrezi pe de-a întregul al tău. Pentru că nici homeschooling-ul nu este o soluție totală din punctul acesta de vedere, fără să intrăm în dezbateri asupra sistemelor de educație. Dar nici măcar homeschooling-ul nu înseamnă totuși o protecție totală. Prin urmare, în momentul în care cu multă bucurie, cu flori, cu poze, cu selfie-uri, cu toate, din prima zi de școală, să nu uiți că îl împarți cu instituția, îl împarți cu școala. Iar la felul în care arată școala de la un an la altul, ca ideologie, avem suficiente motive să ne temem. Și atunci când îi trimitem la școală, s-ar putea că pe lângă rugăciunea pe care o facem în mod uzual, Doamne, dă-i minte, Doamne, capacitează-i mintea, Doamne, Doamne, după ce punem toate acestea ale minții, ale caracterului, să zicem, Doamne, păzește-l în credință pe copilul meu. El înaintează în școală. Eu îmi doresc să facă școală mai multă decât am făcut eu, dorința oricărui părinte. Eu vreau să ajungă departe, eu vreau ca el să răscumpere neamul nostru. Eu vreau multe despre copilul și pentru copilul meu. Dar mai presus de toate, nu fiți naivi. Să nu uităm să zicem, Doamne, mai presus, înainte de toate, să rămână el lângă tine. Pe măsură ce înaintează în școală, jumătatea aceea pe care spuneam că o aveți în clasa 1, vreau să vă spun că se înjumătățește după câțiva ani. Asta înseamnă că, din punct de vedere educațional, în ceea ce privește influența asupra minții copiilor noștri, pe când ajung să termine clasa 12, deci vorbim de 12 ani de școală acum, nu? Totuși, 12 ani de școală, minus vacanțele, ei, copiii noștri, sunt în proporție de 3/4 influențați nu de noi, ci de școală. Acum să nu vă gândiți că sunt influențați de ce scrie profesoara pe tablă. Față de lucrul acela are așa au o relaxare, adică știu să... Ei nu sunt influențați nici măcar de profesori foarte mult, ci influența, cum știm, cum putem să intuim, chiar cei care nu avem copii, este dată de colegi, de prieteni, de prietenii prietenilor. Așadar, anturajul din real și mai ales, mai nou, anturajul din virtual, adică din spațiul acela unde ei se joacă, în online, unde ei interacționează în online, și dacă ne-am luptat ca să-i ferim cumva de spațiul acesta numit online și de device-uri și de tehnologie, odată ce am trecut printr-o epocă pandemică, această luptă am pierdut-o deja. Presiunea este atât de mare încât cu copil în clasa 1 trebuie să-i facilitezi intrarea pe WhatsApp în clasa 1. Noi n-am trecut prin asta, dar cei care cresc copii acum de clasa 1 trec prin asta. Copilul așadar trebuie să aibă un smartphone, pentru că nu-și poate face temele altfel. Nu numai ca să semene cu ceilalți, nu numai ca să se reprezinte. El nu-și poate face și sistemul e gândit în așa fel, cum bine știți, mai ales din pandemie încoace, încât tehnologia este cumva inclusă în program. Adică cum? Și iată cei 7 ani, primii au fost cei 7 ani de acasă, ăștia cei 7 ani ai școlii, în care de la, nu de la o zi la alta, nu ne dăm seama în ritmul ăsta, dar de la un semestru la altul, de la un an la altul, ți se pare că te înțelegi tot mai dificil cu el, ți se pare că ai un preopinent, ți se pare că polemica deja începe să fie la ordinea zilei. Ai noștri din clasele primare, cel puțin băiatul, mai vorbăreți cumva, mai
Era implicată tot felul de chestii de debate. Acum nu se mai spune dezbatere, mă spune direct debate. În limba română veche. Și era foarte tinerel când a venit acasă și mi-a zis: tati, noi pe anumite subiecte trebuie să facem în familie debate. Eu i-am spus că mă tem de debate. A zis: nu trebuie să te temi, tati, știu eu, a zis. De asta m-am temut mai mult. Că știe el. Tati, să spun care sunt regulile. A fost dulce, amar. Nu vreau să vă speriu, vin vacanțele. Nu vreau să vă speriu. Nu vreau să fiu contondent, nu vreau să fiu patetic, nici nu e genul meu. Vreau doar să știm că anii de școală sunt mai mult decât a merge și a veni de la școală. Mai mult decât note. Mai mult decât pachetelul. Care pachetel? Își cumpără el. Mai mult decât ce mănâncă, mai mult decât dacă face engleză sau face franceză sau, mă rog, mai mult decât ce e opțional, mai mult. Poate cândva, în toamnă, o să avem o prelegere pe educația copiilor, unde o să revenim cu detalii. Mai multe. Oricum, iată cum trece vara și parcă vara trece în mod neașteptat de repede și ea, 3,5 ani plus 7 ani, 7 plus 3,5, uite cum trecem de 10 ani, da? În medie. Și iată cum ne aflăm cu copiii deja îndreptându-se cu fața către liceu, alegem liceul și așa mai departe. Bun. După primăvară și vară urmează toamna, unde putem să trecem recolta. Toamna este un anotimp de tranziție între arșița verii și înghețul iernii. Din punct de vedere al familiei, de asemenea, este un fel de tranziție și dacă în dreptul primăverii am trecut întemeierea, în dreptul verii am trecut extensia, la toamnă puteți să treceți contracția. Adică cam toate se contractă, nu vă speriați, nu se sparge nimic, dar cam toate se contractă, cam toate se adună, pentru că toamna este în sine, sau ce se asociază cu toamna? Coșul, nu? Coșul cu fructe, cu legume, cu recoltă, cu... Adică totul se adună, asta vreau să spun, da? Contracție în sensul că totul se adună. Din perspectiva familiei, a tuturor membrilor ei, ba chiar a copiilor, toamna înseamnă maturizare, toamna înseamnă un fel de reflecție. Toamna înseamnă suntem cu toții destul de mari pe aici, adică deja ne putem înțelege, sau cel puțin avem această așteptare. Și ea este alcătuită din două etape, cum vă spuneam. Prima etapă de la toamnă este familia cu tineri. Familia cu tineri care durează 7 ani. Puteți să calculați așa, să aveți în minte cum ar fi ăștia 7 ani. Ar fi după primii 7 ani de școală, următorii 7 ani de școală și de viață. Da? Putem zice de la jumătatea gimnaziului, cum e la noi, și ne ducem binișor până la bacalaureat, ba chiar până în anul întâi de facultate. Undeva acolo. Asta se numește de obicei familia cu tineri, adică ei nu mai sunt mici, ei nu mai sunt nici cum, ca să înțelegeți. În brațe nu-i mai poți lua, aproape nu-i mai poți atinge și ești tata lor, mă. Ești mama lor. Tu i-ai născut. Aproape nu-i mai poți atinge, aproape că te pun în postura să-ți ceri voie pentru orice. Zice tati, când intri la mine în cameră, bați la ușă. Cum să bat la ușă, am zis? Că și noi batem când venim la tine. Măi, e o diferență. Care diferență, a zis? Am reflectat mult la chestia asta. Auzeam într-un podcast, că acum cam cu podcasturile ne mântuim. Auzeam o chestie, soția mea ascultă mult mai mult, e mult mai informată, mă trimite și mie, mă ascultă-mă, ia seama și tu. Și îmi trimite ea și ascult, că mă verifică dacă mă ascultă. Nu merge așa, nu, cum credeți. Trebuie să fac rezumat. Și acolo două mămici povesteau, istețe foc, amândouă. Povesteau ele acolo despre educație, amândouă cu diplome, cu tot ce trebuie. Dar mămici. Și una spune că fiica sa, când a ajuns adolescentă, cam despre asta vorbim aici,
Când a ajuns adolescentă, zice că așa supărare a venit peste ea față de mamă sa, încât a pus o pancartă pe ușa dormitorului ei, nu ușa de la casă. Și a zis, intră, sau așa ceva, intră, nu. Nu intra sau mori. Auzi, mori. Eu am și închis podcastul. Azi, dragă, nu mai pot asculta din astea. Să că ai dat și la prunci să asculte. Și ele povesteau acolo și cealaltă a spus că nu e așa mare problemă. Doamne, m-am gândit. N-a murit nimeni, să nu vă imaginați. Femeia asta era în viață. Ea a intrat în cameră. Mă vreau să spun cum s-a pus problema pe ușă, cum s-a... Adică nu intra. Nu. Perioada aceasta cu tineri, cum vă spuneam, este perioada de adolescență. Adolescența mai nou s-a mărit, nu știu dacă ați fost informați, dacă s-au făcut informări. A crescut speranța de viață și toate s-au dilatat, ca tragem de ale ca de gumă. Acum am ajuns cu adolescența până la 25 de ani, zice că numai după aceea suntem tineri. Dacă nu mă credeți, citiți în manuale și o să vedeți. Și cum a zis un frate, scrie și pe internet, e clar. Nici o scăpare nu mai avem. Și urcăm până la 20 ceva de ani cu adolescența, zice că la 20 de ani e adolescent. Eu totdeauna am spus că nu-i, zice, ba nu, și mi-a arătat scris, negru pe alb. Capătă minte mai greu acum. Și spune că se modifică creierul și se dezvoltă creierul până la 25 de ani. Creierul se tot dezvoltă, deci zice că până la 25 de ani să nu ne pronunțăm, să avem grijă cu ei, că ei sunt în dezvoltare. Mare atenție! Familia cu tineri, asta e toamna, asta e cam cu ploi din acelea, cam cu... Cum e toamna, știi? Cum e toamna? Asta e exact cum e toamna, perioada aceasta în familie, e cum vă imaginați toamna? Acum plouă torențial, acum e cum? Soare, extra, minunat! Mai adăugați, vă rog, a doua etapă de la toamnă, familia cu copii independenți, ca să punem capac. Asta durează 6 ani și jumătate. Ce înseamnă familia cu copii independenți, ăștia 6 ani și jumătate, cum să-i reperați în timp? Înseamnă primul an de facultate, că mai nou cam toți fac facultate, acum rar mai găsești un băiat care a terminat liceul și să fie un băiat serios care nu face facultate, rar mai găsești. Îți vine să-l premiezi pe ăsta. Îți spui, măi, tu ești mai deosebit între noi. Și are o meserie și își vede de treaba lui. Și, da? Acum cam toți fac facultate, dar nu numai că fac facultate, acum încep una, o lasă, la anul încep alta. Îi ceva, o dinamică, ceva extraordinar. Din astea noi nu știam că se pot face. Noi pe vremea noastră ce am început am dus la bun sfârșit, că nu ne-a spus nimeni că te poți lăsa. Eu nici nu m-am gândit să mă întorc acasă la tata și la mama și să spun că m-am lăsat, că nu-mi place. Eu așa ceva nu m-am putut gândi. Așa că am dus-o la bun sfârșit. Copiii independenți înseamnă sunt deja la studii universitare sau au intrat în câmpul muncii. Ne gândim că deja vorbim de tineri de 19 ani minim, dar vorbim de deja de 20 de ani și mai adăugați vreo 6, deci urcăm până la vreo 25 de ani ca vârstă, perioada în care multe se pot întâmpla, punem și rău în față. Adică să îndrăgostește, să însoară, ori se mărită, da? Noi, zice, nu vrem nici cu unii, nici cu alții, corect, adică dintre părinți. Acum se fac planuri, acum ei vor să se căsătorească, da? Vor să-i ajut, dar numai de la distanță. Eu încă n-am ajuns în faza aceea, dar știu de la prieteni. Zice, îi ajuți, zice, în discreție, cum Dumnezeu ajută omul. Că nu știe omul de unde vine ajutor. Trebuie să fii ca Domnul. Și când te duci la ei, îmi spun prietenii, ei fiind copiii cu... și-o întemeiat familie, când te duci la ei să fie o prezență ca un înger. Ca un înger. Adică, înțelegeți cum zic, un înger diafanii, nu, îngerul nu răstoarnă nimic, nu, el, știi, te duci, apoi te faci nevăzut și uite, uite așa, ca un înger. Familia cu copii independenți se mai numește în manualul din care vă fac eu această schemă, se mai numește, zice, căminul ca și loc de servire a mesei. Foarte interesant. Adică cumva căminul, casa părintească,
Sigur, copilul legat cu foarte multe amintiri de casa părintească devine mai degrabă locul unde vine el ca să-și doarmă somnul cel de noapte și așa, unde să mănânce ceva bun, unde să-și pună ceva în geantă, unde să-și ia niște resurse emoționale de la părinți, unde mama să-i spună, hai că ești mare și poți și e bine și va fi bine, unde vine el cam cu supărările lui sau ea cu supărările ei, cumva căminul devine un fel de loc al plângerii, un loc al încărcării bateriilor, un loc al consolării, un loc, mai degrabă ți se pare pentru ăștia când ajung copii independenți, că ei de fapt ajung în starea asta, căminul e un fel de, cum să zicem, de terapie pentru ei, un fel de, dar nu cumva să intri în lumea lor, nu cumva să le spui ce au de făcut. De obicei, la vârsta asta, copiii spun părinților, unii fără obrăznicie, unii o fac chiar într-un mod elegant, spun părinților că aproape nimic din ce au făcut ei, părinții, nu a fost bine. Ești la judecata copiilor. Noi încă n-am ajuns chiar aici, dar suntem aici, cu fața către aici, către zona asta. Și cam îmi dau seama, cam așa e, cum scrie. Și cum îmi spun și alții. Umbli să-l înveți ceva, zice, nu e așa, tati. Bă, dar lasă-mă să termin. Zice, mi-am dat seama ce vrei să spun. Păi eu știu că am copii deștepți, dar nici chiar așa de deștept să nu mă lase să termin. Am și o plăcere asta, să duc o idee până la capăt. Greu mai poți duce o idee până la capăt. De aceea îmi place să predic. E modul meu de a mă duc o idee până la capăt. Spun uneori în familie, măi, la biserică nu vorbește nimeni peste mine. A, e la biserică, o zis fiică mea. Aici nu ești la biserică. Ia, mă duc la biserică mai mult. Asta e toamna, cu tineri și copii independenți. Toamna ține 7 ani plus 6 ani și jumătate, poți zice, aproape 14 ani, în care multe se schimbă, în care multe se întâmplă, în care, cum v-am zis, acum e furtună, acum e vreme bună, nici nu știi. Și cu copiii cel puțin, apoi spun ceva despre soț și mergem la iarnă și încheiem. Asta vreau să mai zic despre copii. În perioada aceasta a copiii, impactul educațional asupra copiilor merge spre zero. Deci impactul educațional. Nu că nu le spunem, nu că nu suntem acolo, doar că nu mai avem un impact asupra lor, da? Major. Ci el se diminuează până aproape la zero și umbli după ei în perioada asta să ți-i faci prieteni, nu-ți vine să crezi. Care aveți copii mici, vă uitați la noi așa? Dar un pic de răbdare să aveți. Umbli după prietenia lor, că nu umbli după un deputat sau după nu știu cine să fii prieten cu el, nici nu ți-l trebuie pe acela, umbli să te faci prieten cu al tău din casă. Vremurile acelea când îl chemai la raport sunt amintire. Acum aproape că e invers. Dar și dacă nu-i în perioada aceasta, ca să nu zicem prea mult, e că unii s-a cu noi, uite. Dar în perioada aceasta apuci cu ei la discuții din alea bune, esențiale, nu când vrei tu, ci când vrea cine? El. Nici nu mai povestim. În toamna asta despre care vă spun, nu e vorba numai despre copii, cei doi rămân soți. Și zice că în perioada aceasta soții se sfădiesc cel mai mult. Zice că nu s-au certat ei, de când s-au căsătorit, cum se ceartă în perioada aceasta. Pentru că se ceartă nu atâta de la ei, ei nici nu mai au timp de ei, ei nici nu mai știu dacă ei există sau nu, e o chestie filozofică. Ei acum se sfădesc, cum îmi spun mie părinții, zice, frate, noi ne înțelegem bine, nu ne sfădim numai de la prunci. Dar nici nu-ți mai trebuie mai mult. Ce dezbatere e la părinți în dormitor. N-ați vrea să știți, dragi copii, ce dezbatere e acolo, că ți se pare că se încheie când s-a încheiat subiectul cu ei, dar nu se încheie, subiectul este discutat și rediscutat, până cad epuizați, aproape în leșin, părinți. Numai Dumnezeu îi mai salvează pe părinți. Că doar și pe părinți iubește Dumnezeu, mă gândesc numai pe copii. Doar ai Domnului, suntem cu toții, dacă zice că pământul e a Domnului. Păi și noi. Iarna. Dacă la primăvară am trecut întemeierea, la vară extensia, la toamnă contracția, la iarnă trecem dizolvarea. Ca să îndulcim puțin ideea de dizolvare, puteți să notați, vă rog, liniștea, iarna ține de o anumită liniște, de o anumită tihnă, de o anumită intimitate.
iarna de asemenea, ca să mai dăm niște cuvinte, cu valoare simbolică, desigur, iarna este despre conservare, dar și din punct de vedere fizic. Iarna, ca mâncăm ce ne-am pus, se și spune că îmi pun pe iarnă. Deci conservare, reparare, mai ajustăm angrenajul, relații, restrângere, diminuare, asta iarna. Vedeți, iarna nu suntem așa expansivi, mă refer acum la propriu, adică nu călătorim, nu ne ducem la capătul lumii iarna, ci și atunci iarna vieții, da? Deci din cauza vârstei, a problemelor, apar probleme cronice, apar poate dizabilități, așa mai departe, din cauza vârstei celor doi a părinților de acum cu copiii mari, ei înșiși cu copii, da? Apare acest fenomen de retragere, de retracție cumva, de dizolvare, de să zic în frigurare, un pic cam toate îngheață, reflexele toate, și la propriu și la figurat, cam toate. Și se observă la oamenii care merg spre senectute, chiar dacă trăiesc încă amândoi, că parcă foarte interesant, la sfârșitul vieții, ne imaginăm, încă amândoi sunt în viață, cu mințile întregi, relativ sănătoși, ce că la sfârșitul vieții conjugale ajungem iară într-un fel ca la început, în sensul că ne suntem îndeajuns, știți? Și iar ajungem numai noi doi, după ce am fost în primii doi ani, știți, cu mult timp în urmă, numai noi doi și ajungem. Diferența este că acum timpul se dilată. Și acum suntem mai mult noi doi, din cauza aceasta oamenii ajungi la senectute și care au parte de o viață lungă și de sănătate, uneori nu știu ce să facă cu timpul acesta. Ce spun studiile, aproape că te sperii. Zice că oamenii în vârstă, din cauza că au prea mult timp, apucă să sfădi, a se certa, în condițiile în care nu mai au nicio responsabilitate, adică nimic nu mai depinde de ei, nimic. Dar zice că acum cearta are un alt nivel, acum e la nivel conceptual, filosofic, dialectic. Nu vreau să vă sper, dar am citit chestii din astea, dar mă gândesc că mie nu o să mi se întâmple. Când tot vorbesc cu soția, zic, noi când ajungem acolo să ne înțelegem ca doi porumbei și atunci, acolo, că trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Când suntem tineri, cum se spune? Ne ținem de mână de drag. Când suntem foarte în vârstă, ne ținem să nu cădem. Dar tot e bine că ne ținem de mână. Intru uneori în casele bătrâneilor, slujitor fiind și primit cu drag și vă mărturisesc că îmi place, că ascult ceva, știi? Viața devine narrativă cu ei. Și am auzit de vreo două ori, cred că, răspunsul ăsta. Așa mi-a plăcut în sinceritatea lui, așa răspunsul ăsta, e candid. Și zic, ce mai faceți? Ce să-i întreb? Nu? Ce mai faceți? Cum sunteți? Bine, zice, de dimineață până seară nu avem numai o grijă, mi-a zis o bătrânică. Dar pe care grijă? Eu să nu uit să-i aduc aminte să-și ia medicamentele. Că el uită. Și el să-mi aducă aminte să facă bine, să-mi aducă și mie aminte să mi-l iau. Că fiecare suntem, zice, și mi-a arătat acolo. M-am gândit, băi, să iau aminte eu. Deci asta facem de dimineață. Ne trezim și începem. Măi, nu uita. Aproape fiecare îmi spune, dar zic, vă mai sfădiți câteodată? În fiecare zi, o zic. Dar păi de la ce? Că pruncii. Înțelegi, ei nu mai au responsabilități directe. Acum, după bani, nu mai trebuie să mergeți, adică să lucrezi undeva. Acum vine poștașul cu banii acasă. Ce viață, ce vremuri, nu? Chiar și așa, zice. Ispita, frate, ispita. Vorbim, dar zic, aveți greutăți? Nu avem. Aveți neajunsuri? Nu avem. Copiii ne poartă de grijă. Dar noi avem subiecte, de aia mi-am dat seama că sunt filozofice acum. Acum deja e ca la întemeierea lumii acum. Și din trecut, zice, luăm din trecut, că n-au mai au un prezent, luăm din trecut și discutăm. Notați, vă rog, la iarnă cele două etape ultimele. Prima, la iarnă, familia la jumătatea vieții. Suntem la mijlocul cercului, cum ar veni. Familia la jumătatea vieții durează 15 ani. Asta înseamnă, ca să înțelegem cum e la jumătatea vieții, copiii sunt mari, sunt la casele lor, ne pregătim de ieșirea în pensie, n-am ieșit încă în pensie, dar ne pregătim de ieșirea în pensie, cumva bateriile se descarcă, da?
sănătatea nu mai e ce era, memoria nu mai e ce era, cam toate se diminuează, aproape se înjumătățesc, ne îndreptăm spre pensie, ne temem de pensie, aproape toți spun, pentru că au avut o viață activă, mă tem de pensie, împing dacă pot lucrurile să mai stea, să mai lucreze, ceea ce nu e neapărat rău, da? Dacă pot, pentru că se mențin cumva ocupați, dar e perioada aceasta de 15 ani, perioadă în care realmente casa, căminul devine un loc de vizitat și copiii și nepoții vin ca în pelerinaj. Vin la noi. Acum nu mai suntem toți aici, acum vin la noi. Relativ recent, un bunic pe care îl respect mult, nu e prea în vârstă, dar e bunic, că deja de câțiva nepoți, un om care are de toate, după părerea mea, are și cele materiale, are și minte, și cultură, și bună poziție socială, are cam de toate omul acesta. Mi-a zis o chestie interesantă, povestind despre bunici, de obicei, despre nepoți, de obicei bunicii vorbesc despre nepoți. Mi-a arătat poze și așa. Bun. În cazul lui, întâmplarea face că unul dintre copii, adică fata, căsătorită și cu copii, să-și fi făcut casă chiar în vecinătatea lor, adică, știți, un gard numai. Și zice, domnul Mocan, eu am făcut gard între noi. Dar zic, de ce ați făcut gard? Pentru că e sănătos gardul, adică e ceva înțelept. Chiar dacă e fata mea dincolo. Și zice, n-am pus multe reguli decât una singură. Și asta eu vreau să o țin minte dacă va fi să pățesc și eu ca el. Regula este, i-am chemat pe fiică mea, pe ginerii meu și le-am spus, eu și soția, am spus, voi și copiii voștri la noi puteți veni oricând. Dar noi la voi, numai când suntem invitați. Foarte mult mi-a plăcut asta. Trebuie să n-auzim comentarii că nu v-am făcut vizite, că dacă nu ne invitați, noi nu venim. Dar voi aici se poate, dar noi acolo nu se poate. Sper că admiteți că e o chestie foarte inteligentă, foarte înțeleaptă și te scutește de multe povești, de multe supărări. Că de obicei supărările vin la cei tineri, culmea, măi, culmea, la ei, nu la ceilalți. Ăștia, pentru că de acum timpul s-a scurtat, nu mai au timp de supărări, acum ei vor numai bucurie să fie la final. Și iată perioada aceasta la jumătatea vieții, în care aproape nimeni nu mai are nevoie de tine, da, din familie, dar în același timp tu trebuie să te arăți mereu deschis, zâmbitor, minunat. Zice că se poate, zice că și asta are o frumusețe aparte. Și în fine, încheiem cu ultima etapă, nu vom stărui, e un pic tristă. Familia la senectute. Familia la senectute și ca să ne iasă 60 de ani, trebuie să treceți aici 16 ani. În intervalul celor 16 ani, ieșim la pensie, presupunem un 65, poate chiar urcăm până la 70 să muncim, da? Cu dispensă, la 70 tot ieșim. Ieșim în sfârșit la pensie și în aceștia 16 ani toate se diminuează, toate se restrâng, călătorim mai puțin și apar deja suferințele, bolile cronice, analizele nu mai ies așa de bine, poate anumite intervenții chirurgicale, la unii apar poate nevoile în sensul sărăcia sau ceva de genul acesta, copiii sunt oarecum aproape alături. Și iată-ne în acești 16 ani, evenimentul care se întâmplă, de ceea ce te tem cel mai mult atunci se întâmplă, unul dintre cei doi se duce. Unul pleacă și unul rămâne să guste cumva singurătatea, văduvia, unii dintre ei ani de zile să o ducă cu demnitate până când el însuși sau ea va trece dincolo. Și iată cum a opta etapă dintre cele opt înseamnă familia la senectute. Aș vrea să încheiem, dragii mei, într-o notă optimistă și creștinească, sau creștin-optimistă. În fiecare din aceste etape, așa cum le-a rânduit Dumnezeu să le trăim, există frumusețe, există sevă, există ceva de învățat și fiecare etapă, pentru că nu poate fi ocolită, a trebuit admisă, a trebuit trăită cu mare demnitate. Cum ne trăim viața de credință, ne trăim și aceste etape. Pentru că, cum vedeți, nimeni nu ne poate izbăvi de ele și când ajungem la bătrânețe, la senectute, oricât de mult s-ar ruga cineva ca să ne ia Dumnezeu bătrânețea, ne poate lua o boală, ne poate lua o suferință, Dumnezeu poate face multe minuni, dar de bătrânețe nu se atinge. Ia, o ducem cu noi. Adică toate care sunt ale firii,
ale dezvoltării, acele le ducem cu noi. Și ne putem ruga și Domnul ne poate ajuta în multe privințe și poate face minuni pentru noi. Nu vreau să vă întristați, poate să facă și chiar face de-a lungul vieții. Dacă începem a pierde din ele, din cauza vârstei, nu vă speriați. Când începem a pierde, zice că acolo Dumnezeu nu mai intervine, ne lasă să le pierdem până le pierdem pe toate. Până de văzut nu mai vedem, de auzit nu mai auzim. Acum am auzit destule toată viața. Totuși ai vrea să mai auzi. Ne punem o grămadă de aparate pe o ureche, după aceea pe amândouă urechile. După aceea soția zice, asta am văzut, e frumos momentul ăsta. Soția vorbește cu ele, n-aude nimic. Măi, zice, pornește aparatul. El de-aia nu a pornit, că vorbea soția. Zic, frate, pornește aparatul. Imediat a pornit aparatul, că soția vrea să spună ceva. Eu cred că eu vreau să-i spun ceva. Și vreau să închei nota aceasta. Să nu ne îndoim că în fiecare etapă nu ne părăsește Dumnezeu. Pot fi greutăți cu copiii, pot fi greutăți cu partenerul, pot fi necazuri, dizabilități, pot fi morți premature, despărțiri premature. Iubiți frați și surori, iubiți familiști, nu ne părăsește Dumnezeu. El rămâne lângă noi până în ultima zi, până în ultima clipă. Și atunci când va fi să trecem, El ne ia de mână și ne trece dincolo, pentru că El deja a fost prin moarte, El știe cum e trecerea. Ne va trece și pe noi. Și noi cu nădejdea în bunul Dumnezeu mergem mai departe și culegem bucuriile din fiecare etapă și știm că nu sunt numai necazuri, nu sunt numai dureri, Nu sunt. Ele sunt amestecate și în melanjul ăsta, în amestecul acesta, este și multă bucurie, este și mult entuziasm, sunt și lucruri pe care le gustăm și pe care nu le știam înainte și ne bucurăm de ele acum. Și da, noi ne ducem spre neputință, ne ducem spre moarte, într-un fel, ne ducem spre capătul celălalt, dar câte culegem în drum, nu mergem cu mâna goală, mergem cumva cu brațele pline de experiențe, de florile acestea ale vieții pe care le-am cules de-a lungul timpului. Să ne ajute Dumnezeu și să rămână Domnul cu noi. Și să ne binecuvinteze pe noi și ai noștri. Amin.